Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună salată de quinoa și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 250 de grame de năut fiert, o legătură de leurdă, una de ceapă verde, 2 castraveți, câteva roșii, o legătură de ridichi, 250 de grame de porumb fiert, 250 de grame de quinoa, 100 de grame de măsline, 4 linguri de ulei de măsline, zeama de la o lămâie, sare și piper. În primul rând vom fierbe quinoa, pentru asta o voi pune într-o cratiță. Am spălat foarte bine quinoa în mai multe ape. Este foarte important pentru că are o peliculă amară, așa că trebuie să o spălați foarte bine. Peste ea voi pune 450 de ml de apă. Ca o regulă generală, veți avea nevoie de 2 măsuri de apă la o măsură de quinoa. Las acum apa să ajungă la punctul de fierbere și vom reveni. Când apa a ajuns la punctul de fierbere, voi pune capacul și voi da focul la minim. Las apoi quinoa să fiarbă pentru aproximativ un sfert de oră sau până când toată apa va fi absorbită. După 15 minute de fiert la foc foarte mic, quinoa este gata. Și cam așa va trebui să arate. Apa trebuie să fie complet absorbită. Uitați cât de bine arată și ce frumos a fiert. Voi opri acum focul. Voi pune din nou capacul și mai las quinoa să stea pentru 5 minute sub capac. Apoi o voi pune într-un bol și o voi lăsa să se răcească complet. Cât timp se răcește quinoa, ne putem ocupa de legume și voi începe cu castraveții pe care i-am decojit și pe care îi voi tăia pe lungime și apoi în lamele subțiri. Voi continua cu ceapa verde. Voi tăia și leurda. Aceasta este acum în sezon și este păcat să nu o folosim. Dacă vreți, o puteți omite sau o puteți înlocui cu usturoi verde. În continuare, vom tăia și roșiile. Bineînțeles că puteți folosi orice fel de legume doriți. Totul este la alegerea voastră. Puteți pune și mazăre sau fasole verde. Merge foarte bine. Ardeiul gras este iar foarte bun. La final, tăiem și ridichile în jumătate și apoi în lamele subțiri. Quinoa s-a răcit și cam așa va trebui să arate. O amestecați ușor cu o furculiță pentru a nu zdrobi boabele. Miroase foarte bine, are un gust de nucă, mie îmi place foarte mult, este sănătoasă, plină de proteine și nu conține gluten. Peste quinoa răcită, voi adăuga leurda, ceapa verde și castraveții. Apoi năutul, fiert bineînțeles, ridichile, deja sunt foarte multe culori frumoase, adăugăm și roșiile, porumbul și măslinele fără sâmburi, ale mele sunt Kalamata, dar puteți folosi orice fel de măsline doriți. Amestecăm foarte bine totul, arată foarte bine, are niște culori extraordinare, este o salată foarte potrivită pentru perioada postului. Iar atunci când nu este post, puteți adăuga în ea și brânză sau carne de pui sau de ce nu puțin somon afumat. La final, voi adăuga uleiul de măslin extra virgin, sare după gust, piper proaspăt râșnit și zeamă de lămâie, tot după gust. Nu o punem pe toată. Amestecăm. Gustăm salata și la nevoie mai putem adăuga sare sau zeamă de lămâie. Așa va arăta salata de quinoa, este extrem de gustoasă, mie una îmi place foarte mult, este gata în maxim 30 de secunde și este foarte potrivită pentru cei care țin post sau pentru vegetarieni. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!